Pe 15 noiembrie s-au lansat cele trei noi modele de Dacia. Noul Logan, noul Sandero și noul Stepway au fost prezente la Maxim Târgoviște. Mă bucur de prezența dumneavoastră, fiindcă totdeauna ați fost alături de noi. Și probabil, după cum știți din mass media, în toată rețeaua națională Dacia are loc un eveniment foarte important. Da? Se desfășoară operațiunea Porți Deschise cu ocazia lansării noilor produse Dacia, generația 3D. Noile modele Dacia, Logan, Sandero și Stepway au venit cu îmbunătățiri la caroserie, cu o capotă nouă și motorizări noi. Noile produse se disting printr-un design atrăgător și exterior și interior și plus elemente de tehnologie nouă. În principiu, designul este total modificat și când zic asta, mă refer la partea față, blocurile optice, luminile de zi, care sunt obligatorii conform normelor europene. După aceea, partea spate, la fel cu lămpi noi, model nou de capotă. La interior, dacă, după cum ați văzut și în showroom, este o planșă board restilizată, cu un nou design, scaune cu o ergonomie mai bună și elemente noi de tehnologie. Când am spus lucrul acesta, m-am referit, sunt echipate cu funcția Ecomode, așa, cu sistemul de navigație, sistemul de asistență la parcarea cu spatele și cel mai important lucru, că pe lângă ABS, sistemul de frânare de urgență, a venit și cu ESP în standard.